Cricketul de azi e de acum Maramureșul azi. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Maramureșul azi. Vă mulțumesc foarte mult pentru fidelitatea cu care ne urmăriți. Iată-ne din nou alături de dumneavoastră în direct. Subiectul de astăzi este Maramureșul și administrația, bineînțeles, județeană a județului, noua administrație. În studio astăzi doi consilieri județeni din Maramureșul istoric, așa i-am ales pentru dumneavoastră, fiindcă, iată, putem spune, se întâlnește experiența din vechiul mandat cu experiența, să spunem, locală a altui consilier local, care acum a devenit între timp județean. Așadar am să spun bună seara și bun găsit invitaților mei, domnul Ioan Beuca, consilier județean PNL. Bună seara! Și domnul Nicolae Mișulec, consilier județean PNCCD. Bună seara! Bună seara și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Domnilor, iată, spuneam în preambulul emisiunii, experiența din, să spunem, forul județean a dumneavoastră, domnule Beuca, se întâlnește în emisiunea de astăzi cu experiența de consilier local și actualmente consilier județean a domnului Mișulec. Care e activitatea dumneavoastră la ora actuală în Consiliul Județean după 3 luni în care, e adevărat, sunt lunile cele mai calde ale anului și în care probabil munca nu e chiar, să spunem, la nivelul maxim, dar ședințe totuși au fost, chiar și ședințe extraordinare, și problemele județului sunt destul de multe și nu chiar ușoare. Așa este. Nu este o schimbare radicală față de mandatul trecut. Noi, cei care am rămas, aveam în minte proiectele începute și care trebuie continuate. Sigur, colegii mai noi au nevoie de câteva săptămâni de acomodare și împreună încercăm să ducem mai departe proiectele atât de importante pentru Maramureș. Sigur că urmează o perioadă extrem de grea în ceea ce privește proiectele importante demarate în mandatul trecut. Mă refer la depozitul de management al deșeurilor, un proiect care a devenit cu probleme. Sigur, este și proiectul cu aeroportul, de asemenea un proiect cu probleme spre finalizare, probleme de decontare a lucrărilor. Nu este o perioadă ușoară. Noi, deși suntem în opoziție politică în Consiliul Județean, suntem singurul partid în opoziție, asta nu înseamnă că facem o opoziție destructivă, este o opoziție constructivă. Încercăm să aducem în Consiliul Județean experiența acumulată în mandatul trecut, în special referitor la aceste proiecte. Încercăm să împingem lucrurile înainte. Chiar ședința trecută a fost acel proiect de aprobare, de accesare de către aeroport a unui credit. Deși am criticat proiectul, am arătat că totuși au fost întârzieri nepermise, noi am votat proiectul pentru că avem nevoie de aeroport și suntem responsabili. Finalizarea proiectului, decontarea lucrărilor, așa cum am spus, este incertă, dar în orice condiții acest proiect important pentru Maramureș trebuie finalizat și în consecință noi liberali am votat până la urmă acest proiect de hotărâre. Bun, ce să înțelegem? Că se vor plăti până la urmă lucrările de la aeroport, asta spuneți dumneavoastră, din creditul aprobat de către consilierii județeni sau din vechiul credit care a fost aprobat în urmă cu ceva timp, în vechiul mandat, când era președinte Zamfir Ciceau? Pentru aeroport nu este posibil să fie consumați banii din creditul antamat de către Consiliul Județean. Noi garantăm creditul care va fi accesat de către aeroport. Deci legislația nu permite să folosim banii din creditul antamat în legislatura trecută pentru diferite proiecte. Noi garantăm creditul și aprobăm creditul, pentru că aeroportul se subordonează. 76,6 milioane de lei. Da, așa este. Deci noi vom garanta acest credit. Situația este incertă. Noi nu avem conducere executivă. Din ceea ce ne spun
conducere executivă încearcă încă să găsească surse de finanțare care să evite creditul. Lucrările sunt aproape de final, ele trebuie plătite. Da, în luna octombrie vine prima scadență. Da. Poate ne spune domnul Mișule că dumneavoastră sunteți la guvernarea județului în alianță cu PSD și cu PMP. Care e exact situația la aeroport? Din ce bani se vor plăti lucrările și mai ales când va fi aeroportul funcțional, efectiv? Domnul director, vă rog frumos să-mi dați și să-mi permiteți două minute să mulțumesc după o campanie grea maramureșenilor și celor care au acordat votul spre Coaliția pentru Baia Mare, spre candidatul și reprezentantul lor Nicolae Mișulec, și vă spun că voi fi prezent oricând, la orice televiziune, și voi fi foarte corect, pentru că eu, în primul mandat, nu am nimic de ascuns în Consiliul Județean. Da, ca să fim și foarte corecți, cum spuneți dumneavoastră, atunci ar fi trebuit să titrăm Consilier Județean al Coaliției pentru Baia Mare sau pentru Maramureș, nu PNCCD. Păi, trebuie să fiu corect. Voturile predominante pentru că eu sunt Consilier Județean sunt voturile a cetățenilor din Baia Mare. Trebuie să fim corecți. Deci, înseamnă că am greșit și eu când am spus că sunteți din Maramureș istoric. Da, sunt din Maramureș istoric pentru că aproximativ origine, 600 de voturi, am primit 600 sau 1000 și ceva de voturi, am primit și din partea Maramureș istoric. Dar, câte? 1600 de voturi din Maramureș istoric. Deci, sunt și a Maramureș istoric. Deci, asta o paranteză și vă rog frumos. Da, să mă scuzați. În calitatea de consilier județean și cum ați spus că sunt la putere cu vicepreședintele Doru Dăncuș, în calitate și chiar un vicepreședinte foarte activ, vreau să spun, pentru că am fost și am susținut acest credit, pentru că nu văd dezvoltarea Maramureșului și nu văd ca visul nostru sau celor de la Coaliție pentru Baia Mare, ca Baia Mare să devină capitala culturală europeană, să nu avem acel aeroport. Ne-a luat-o înainte Clujul, ne-a luat-o înainte Satu Mare. Păi de pe Satu Mare deja zboară din octombrie la Londra. Da, da, este foarte trist. Acei parlamentari, acei care au fost la guvernare, care au fost la guvernare? Care au fost? PSD cu PNL, PDL cu PNL, cei oameni politici care au guvernat. Sunteți în aceeași barcă. Este trist, da, este trist că au cedat așa ușor ca Baia Mare să nu fie, să nu aibă aeroport terminat, așa cum ziceți că Satul Mare deja se laudă. Și noi tot timpul am spus că Baia Mare va fi capitala Nordului, noi tot timpul am spus că Baia Mare, cei care au făcut politică la nivel național, Baia Mare va fi și uite-te, că suntem în impas. Și de asta am susținut și susținem, indiferent ce se întâmplă, pentru că creditul este mare, s-ar putea ca anul viitor să nu mai avem bani de dați în stânga, în dreapta, și PNCCD-ul chiar nu are de dat bani în stânga și în dreapta, pentru că noi nu avem primari aleși. Pentru că eu mi-am dat seama are că Coaliția pentru Baia Mare, nu spuneați că faceți parte din Coaliția pentru Baia Mare. Are Coaliția pentru Baia Mare, are un singur primar care, mă rog, este cum este. Baia Mare, observați că activitatea nu prea este, Festivalul Castanelor nu se prea face, pentru că asta este, s-a întâmplat cum s-a întâmplat. Bun, justiția. La festivalul, că asta nu mai sunt alte probleme, domnule, Baia Mare. Nu se mai duce gunoiul de la ghenă. Nu. Deci lucrurile sunt destul de complicate. La nivel județean, noi sperăm că împreună cu actualii consilieri județeni, cu experiența celor care au fost și da, vi s-a spus din ce bani se vor rambursa, se va rambursa creditul? Păi dacă creditul se va obține, se vor rambursa din banii Consiliul Județean. Deci înseamnă că banii nu se vor direcționa spre alte proiecte, spre primăriile locale, cum a fost pentru susținerea unor proiecte, așa cum am susținut în ultima ședință pentru Repedea și pentru Încești, nu vor fi, va trebui să rambursăm acel credit. Dar va trebui să fim cu cheltuielile mai economicoși, dacă cumva, și să încercăm să facem acest aeroport, pentru că altceva. Prima scadență a facturii este la începutul lunii octombrie. Da. Asta înseamnă că acest credit nu mic, de 76,6 milioane de lei, trebuie obținut foarte repede. Păi probabil ce v-au spus colegii dumneavoastră din coaliție?
să poate, deci să este credul eligibil, cum se spune, doamna contabil sau cine este directorul economic să ocupă de această treabă, are girul domnul Gabriel Zetea să se ocupe. Da, vi s-a dat un termen, adică un astfel de credit în cât timp este aprobat de către o bancă, lăsând la o parte faptul că trebuie să existe trei oferte, probabil. Păi este destul de trist, pentru că, cum să spun eu, trebuia cumva să fie și guvernul părtaș la acest credit. Aici e toată treaba. Deci sunt numai în politica asta de județ. Dar la așa un credit... Da, și sunteți de acord cu faptul că nu se va putea plăti în octombrie prima factură, când va fi din ce? Păi, din păcate, dacă nu se va putea plăti, vom plăti majorări. Știți foarte bine. Vom plăti majorări și tot... Domnule, că ați pus întrebări de acestea la coaliție și în plenul ședinței? Da, sigur că da. Au fost puse la ultima ședință câteva corecții. Nu o să se supere Nicolae. Inițial una de ordin politic, în 2013, la finalul mandatului USL, atunci când ministru era doamna Ramona Mănescu, ministrul transporturilor, proiectul a fost depus spre finanțare. A fost depus de deputatul Dolha, a fost chiar și un deputat PSD, domnul Tătaru, există documente în acest sens. După 2013, fără să ne derobăm de responsabilitate, noi nu am mai fost la guvernare. După un an nu am mai fost nici la guvernarea locală a județului. Asta nu înseamnă că vrem să ne scuzăm, dar totuși trebuie puse lucrurile la punct. Liberalii de vreo 2 ani nu mai au responsabilitatea cu privire la acest proiect. La început au făcut ca să meargă înainte atât cât s-a putut, dar nu ne revine responsabilitatea. A urmat o campanie electorală, a urmat 2 ani de guvernare PSD fără PNL, în care au existat emisiuni multiple în care se dădeau asigurări că aeroportul va fi finanțat și finalizat. O corecție de ordin tehnic, domnului Nicolae, banii nu vor fi folosiți de la Consiliul Județean. Reține, noi am votat la ultima ședință garantarea creditului. Și așa cum a spus domnul Paul, există probleme foarte mari în a angaja creditul. Bun, dar cineva accesa creditul, din ce îmi spune? Aeroportul, noi garantăm. Noi garantăm credit, noi nu. Eventual, dacă nu va putea rambursa creditul în condițiile în care, cum ați spus, urmează o licitație, urmează proceduri destul de greoaie. Și cine v-a asigurat de faptul că aeroportul va fi eligibil, cum spune domnul Mișulec, sigur, sunt probleme. Să acceseze 76,6 milioane de... Deci, ceea ce am votat noi la ședința trecută era absolut necesar, dar este o incertitudine totală. Eu încă sper și sunt optimist să se găsească, pentru că proiectul a fost depus pentru fazare, pentru decalarea decontărilor la Ministerul Fondurilor Europene. Chiar dacă sunt în opoziție, sper din tot sufletul ca acest lucru să se întâmple, ca fondurile să vină de la Ministerul Fondurilor Europene. Pentru că, așa cum ați spus, tehnic, nu sunt finanțist, dar imaginez cât de greu este să obțin un astfel de credit, respectând condițiile legale și termenele prevăzute în legislație. Deci da, suntem într-o situație sigur că toată lumea e cu bune intenții în Consiliul Județean? Eu, pentru că, haideți să vedem ce spune un coleg de-a dumneavoastră. Eu pot să garantez de colegii mei că facem tot ce putem pentru că... Dar cum explicați intervenția aceasta a domnului Felician Cernăștean? Vă propun să o ascultăm și să o și vedem împreună. Folosirea sintagmei aeroportul internațional Baia Mare mie mi se pare un pic deplasată datorită faptului că de acolo în ultima vreme cred că zboră doar vrăjitoare. S-a ceva cu zboră în... Da, este posibil. Doi la mână. Domnul președinte, cum a spus și colegul meu, domnul Marimer Covaci, noi niciodată n-am fost împotriva dezvoltării județului, dar în baza unor asigurări care le-am primit în calitatea președintelui și atunci în calitatea dumneavoastră ca și vicepreședinte al Consiliului Județean, în care ne-ați asigurat că vor fi fonduri pentru dezvoltarea și pentru ducerea la îndeplinirea acestui obiectiv. Acum suntem în următoarea situație. Putem vorbi foarte tehnic aici. Poim, oim și ne uim. Dar domnul director are aici o problemă. Problema este în felul următor. Mulțumesc, domnul Roghean. Aș vrea așa apreciat foarte mult dacă măcar aici, cum povestim unul dintre noi, să ne respectăm, nu ca și în alte locuri în care comentăm, poate n-ar trebui să comentăm. Domnul director a venit aici și ne-a făcut o prezentare. De ce l-am rugat să facă acest lucru? Pentru că el este cel care până la urmă a mers, a angajat firma aceea și o vreau să-l întreb așa, pragmatic, practic. Domnul director, când faci plata și din ce?
Exact ce am spus, numai domnul Cerneștan este puțin mai vocal și se exprimă puțin mai colorat. A fost da, înainte, bine, înainte urmă, de a vota nu știu proiectul. În ce măsură e o notă de seriozitate în Totuși Consiliul a fost Județean. Serios a vota proiectul de hotărâre. A încercat în felul dumnealui de a se exprima, de a critica întârzierea și lipsa unei strategii clare. Domnul Cerneștan n-a fost cu dumneavoastră în mandatul trecut la Consiliul Județean? Ba da, da. Pe fond n-a greșit. Și de ce 4 ani de zile n-a vorbit despre vrăjitoare când era Zamfir Cicero? Bine, da, poate că era un cuvânt, mai, eu l-am folosit de sub formă de pamflet. Probabil asta e exprimarea domnului Cerneștean, dar pe fond n-a greșit. A încercat a să arate... A fost la buget-finanță, dacă nu mă înșel, da. Domnul Cerneștean. După cum am spus, de 2 ani de zile nu am mai avut responsabilitatea guvernării. Proiectul a fost depus la Ministerul Transporturilor. Exact același lucru făcea și domnul Cerneștean. PSD-ul da, da, a avut secretar a avut de stat cu legături de puternice în Maramureș, domnul Titea. Au garantat aproape, de ce să nu, și eu am crezut, că cum să nu se rezolve această problemă în atâta timp. Bine, domnul Titea e în continuare acolo. I-am înțeles, gândiți-vă că nu Consiliul Județean putea să rezolve această problemă. Deci chiar dacă era domnul Ceneștean la Comisia de Buget Finanțe, iată că din, nici măcar din creditul antamat de 116... În acest timp nu se putea lua acest credit? Că până la urmă, dacă nu erau 76,6 milioane de lei credit cât da, trebuie exact, acum, exact puteau ce... să fie acuz 2 ani, domnul Cerneștean sau altcineva de acolo, putea să spună luați 50 de milioane numai credit sau mai puțin, cât o fi nevoie. Conducerea executivă ne tot spunea că se găsesc alte surse de finanțare și așa cum am spus, eu sper și acum să există alte surse de finanțare, nu numai creditul, deși creditul este un instrument normal în Europa, un instrument normal de dezvoltare, dar așa cum a subliniat foarte bine și cred că a studiat problema, va fi foarte greu de a fi accesat până la data primei scadențe a unei plăți. În cât timp credeți că se va accesa, domnule Mișulec, creditul? Ei, noi avem speranțe și eu cred că executivul se rezolvă problema ca la 1 octombrie, când firma care execută acea lucrare și a executat-o, aproape 80% din lucrare este executată. Deci vă dați seama, bani nu sunt puțini. Pe banii constructorului. Pe banii constructorului. Noroc deci, că e un om serios. Deci gândiți-vă ce risc și-a asumat și acest constructor. E toată lauda, pentru că noi știți cum e. E bine să povestim, e bine să mergem la televiziune, e bine să mergem între oameni, dar omul a făcut această lucrare pe banii lui. Deci această lucrare trebuie plătită. Cineva trebuie să-și asumă și acest risc și să zic, cum a zis domnul Cerneștean și domnul director de la aeroport, trebuie plătită factura. Pentru că vă dați seama... Dar din ce bani se va plăti, domnule Mișulec? Păi, asta bani, e întrebarea la care bani, nimeni ce... pare că nu are răspuns. Știți cum e? Eu vă spun care e situația. Ei puteau, fostii consilier județean și fostul executiv, care a fost X sau Y, că n-a fost PNZCD-ul. Păi, tot cam aceiași au fost. Așa cam tot aceiași. Dacă droiau acest obiectiv domnul neapărat... Domnul Zete este și acum și are o funcție mă rog, mai importantă. Mă rog, suntem împreună acolo și a fost prima dată... El avea pixul, domnul, dacă avea prima pixul. Dată în viața mea de om politic a fost când am votat un candidat PSD, pe domnul Gabriel Zetea. Da, este prima dată de când fac politică, eu, Nicolae Mișulec, din Valea Vișeului. L-ați acolo votat de la... în plen sau l-ați votat l-am la alegeri? L-am votat la alegeri în plen de președinte de Consiliul Județean. Deci a fost prima dată. Pentru... nu la alegerile locale, am nu, înțeles. Nu, ar fi absurd. N-ați votat cu coaliția ar fi pentru Baia Mare. Deci eu l-am văzut un om energic, un om corect, un om când era în opoziție cu domnul Man, chiar l-am participat la o ședință la ordine, am văzut că un om citit, un luptător și am zis da. Și chiar am susținut, haide să mergem cu echipa cu PSD-ul. Dar acum ne trezim, pentru că ei ce au zis? Noi facem, dăm banii județului care veneau de la ministere și de la guvern, inclusiv prietenii noștri liberali, dăm banii, risipim pe la primării, că vin alegerile și dăm bani, ba la Repede, ba la Ruscoa, ba la Săcălășeni, ba la Ulmeni, și nu facem un obiectiv important a județului care avem nevoie, aeroport, ca cei care muncesc în Spania, în Italia, în Grecia, să vină la Baia Mare cu aeroport, nu noi, părinții, să mergem cu copii
să circulăm până la Cluj noaptea, să-i aducem de la aeroportul de la Cluj sau de la satul. Domnule Mișulec, știți ce un telespectator? Zice, Iuliu Maniu se învârte în mormânt când îl aude pe domnul Mișulec spunând de PSD. Și care problema? Asta spune telespectatorul, eu am citit. Ore acel care a votat, să zic, pe prietenii noștri liberali, nu s-a învârtit I.C. Breteanu când a făcut coaliția USL, până când noi să tot fim în opoziție pe NSCD-ul, până când noi toți să tragem politic, noi am decis, organizația PNCCD Maramureș, că mergem în această coaliție și noi ne asumăm politic acest fapt. Vi s-a dat vreo soluție dacă creditul ăsta nu se aprobă până în octombrie, noiembrie, când o fi cu știți cum e? Situația deci eu respectivă? Am stat ca noul consilier județean și am observat. Ați ascultat doar. Am ascultat și am zâmbit. Cum domnii din partea mea dreaptă de la PNL să ceartă cu partea stângă de la PSD și dau jos guvernul. Dar ei susțin guvernul. Știți? Bine, dumneavoastră n-ați fost trimis acolo ca să stați să zâmbiți și să vedeți că se bată alte două partide. Adică, sunteți într-o coaliție și trebuie să vă asumați lucrul ăsta. Nu că adică nu sunteți într-o coaliție, nu puteți să stați deoparte. Dar dacă vă nu veți să asuma eșecul sau succesul împreună. Știți cum e? Poți să dăm vina pe guvern. La urmă urmei, că nu noi ne asumăm. Păi dar guvernul de cine e susținut? Păi, de cine? De cei care au votat, 70% l-au votat PSD cu PNL. Dar ei zic că nu, nu este guvernul meu. Da, și al dumneavoastră, având în vedere că faceți parte din coaliție cu PSD-ul, PMP-ul și dar noi în parlament nu avem niciun parlamentar. Deci noi nu avem, noi suntem în coaliție pe județ. Asta a fost conjunctura. Ca să încheiem subiectul, domnule Beuca, care va fi măsura pe care o veți putea lua ca și consilier județean aflați în opoziție dacă acest credit nu va putea fi accesat de aeroport? Eu cred că nu va putea fi accesat de aeroport, poate doar garanția Consiliului Județean să mai aibă succes și până la urmă lucrările acestea vor ajunge în situația de a fi terminate, dar nu vor fi plătite și penalitățile curg. Acum firmei în ce măsură o să-i convină și o să ceară penalități mai mari decât dobânzile bancare, asta e o altă discuție. Există posibilitatea de a intra chiar și în faliment. Mai întâi o corecție, domnule Nicolae, banii acordați comunităților nu sunt bani risipiți. Ar trebui să-ți reconsideri totuși poziția. Am aici bugetul județului de 396 de milioane, fiecare bănuț este așezat la locul lui și banii sunt bineveniți la orice comunitate, pentru că multele sunt la limita de subzistență. Referitor la acest proiect, așa cum am spus și eu, mă îndoiesc că în așa timp scurt o sumă așa de importantă poate fi accesată prin credit. Sper în continuare să vină fonduri europene de la Ministerul Fondurilor Europene. Dacă nu, ce se bazează speranța asta? Că știți, se spune că speranța asta moare ultima. Este adevărat. În ce ne privește? Ea, în ce ne privește? Să nu credeți că stăm cu mâinile în sân și chiar dacă am zis că suntem în opoziție și din nou trebuie să precizez pentru că colegul Nicolae le amestecă. Noi de 2 ani de zile nu deținem puterea nici locală, nici la nivel național. Dar asta nu înseamnă că nu facem demersul prin parlamentarii noștri. Urmează niște alegeri. Niște alegeri care se suprapun oarecum cu câteva luni după va fi un nou guvern pe care noi sperăm să fie un guvern liberal. Și dacă în 2013 am repus proiectul pe rol, PSD-ul n-a avut grijă să-l continue și să obțină finanțarea, de ce să nu sper că în luna ianuarie guvernul nostru, guvernul liberal, va rezolva și această problemă? Asta deja sună un pic ca campanie electorală, dar facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Sece Orizont, Sighetul Marmației SRL angajează vânzător sau vânzătoare pentru produse de măcelărie și șofer cu permis de conducere categoria B pentru distribuție produse alimentare. Informații la sediul firmei pe strada Plevnei numărul 3 sau la telefon 0262 310 960 interior 9. Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang.
Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți. Vai, 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 vai. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Baia Mare, organizează înscrieri în învățământul post-liceal, specializare, asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal se pot înscrie și absolvenții de liceu fără diplomă de bacalaureat. Pentru înscrieri vă așteptăm la sediul filialei noastre din Baia Mare, strada Culturii, numărul 5, sau informații la telefon 0262 213 302. Educația ta este prioritatea noastră. Cabinetul Opticlina oferă pentru toate categoriile de vârstă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și optometrist. Promoțiile de sezon la Opticlina. La fiecare pereche de lentile progresive se oferă a doua pereche de lentile progresive gratuit. Și la fiecare pereche de lentile fotocromatice se oferă o pereche de lentile cu antireflex gratuit. Nu uita! Opticlina are grijă de ochii tăi. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihalii de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticlina are grijă de ochii tăi. Unde alergi așa, Costică? Ah, sunt foarte grăbit. Vine fiica mea acasă și ni s-a stricat frigiderul. Îmi trebuie alt frigider și o mașină de găurit și niște cratițe noi, plus o găleată cu mop și niște biberoane pentru cel mic. Vine cu copiii? Da, și vreau să iau și niște jucării lui Gigel. Stai, Costică, nu ai auzit? S-a deschis noul magazin Royal. Acolo le găsești pe toate. Da? Unde? Pe strada Traian, numărul 9. Și au frigidere Heiner cu 5 ani garanție. Și prețuri mici, chiar foarte mici. Dacă te grăbești, prinzi și un cadou. Mă duc chiar acum. Royal, magazinul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ioan Beuca și Nicolae Mișulec, consilieri județeni, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Maramureșul Azi despre problemele județului. Dacă am vorbit despre aeroport în prima parte, aeroportul de pe care spunea domnul Cerneștean, lui se părea foarte amuzant că zboară doar vrăjitoarele, eu l-aș fi întrebat dacă eram în plen ce a făcut în vechiul mandat de consilier județean ca să nu zboare vrăjitoarele sau să nu zboare nimic de acolo, ci să fie în șantierul care e la ora actuală. Dar poate că o să vină și dânsul o dată într-o emisiune să ne spună ce a făcut în ultimii 5 ani în Consiliul Județean, dacă îl calculăm și pe acesta 2016. Și aș trece la următorul subiect, care se referă tot la o problemă județeană, și anume managementul integrat al deșeurilor. Cred că un proiect care e într-o zonă foarte, foarte ciudată. Mă tem că nu se va termina nici asta foarte bine. Dacă la aeroport încă mai e vorba de bani și vorba aceea se face aeroportul pe creditul furnizor, cum mai spun contabili, sper să nu greșesc, în cazul acestui proiect, care e exact situația? Să spuneți dumneavoastră cea pe care o știți și după aceea o dezbatem, să vedem ce știe și domnul Mișulec din acest nou mandat. Domnule Beuca. Da, proiectul finanțat prin post-mediu avea termen de execuție la 31.12.2015. Anul trecut în decembrie trebuia terminat. Așa este, dar s-a obținut o fazare, o amânare până în 30.06.2016.
și există chiar un act adițional la contractul de finanțare, proiect de în valoare de 195 de milioane de lei, din care fondurile Uniunii Europene sunt de 61 de milioane, bugetul național 13 milioane, bugetul local 11 milioane. Eu am situația efectuării valorice și fizice a lucrărilor la finalul mandatului trecut. Deocamdată, din câte cunosc, nu mai rețin care coleg a spus de fie prezentată o situație la proxima ședință, situația realizării acestui proiect. Deci la finalul lunii mai, cred că, stadiul fizic de realizare era de 51%, iar stadiul valoric de 43%. La acea dată nu a fost folosit niciun leu din creditul de 116 milioane antamat de Consiliul Județean, deci toți banii au fost decontați din fondurile europene sau de la Consiliul Județean. Repet, proiectul la finele lunii mai era cam la jumătatea implementării, atât din punct de vedere valoric cât și fizic. Din câte cunosc, lucrurile au avansat, a fost și licitația cu privire la operatorul care se va ocupa de acest management, dar termenul avansat de 31-10, un nou termen față de cel din 30-6, am rețineri că va fi respectat. Da, avem și imaginile de la groapa de gunoi din Sighetul Marmației, sunt cele pe care le puteți urmări în stânga ecranului. Asta se vede aici, în Sighetul Marmației, acolo unde înțeleg că ar fi trebuit să se finalizeze deja și, să spunem, nu știu, igienizarea sau cum se numește în cadrul proiectului groapa de gunoi din Sighetul Marmației. O altă problemă este realizarea stației de transfer din Sighetul Marmației și, până la urmă, cât va costa gunoiul. Citesc aici un articol mai vechi din luna mai a acestui an, în care autoritățile locale susțineau că proiectul e finalizat în proporție de 50% și doamna ministru a mediului, Cristiana Pașca Palmer, a anunțat că în momentul de față, adică atunci în luna mai, proiectul era finalizat în proporție de 17%. Nu știu dacă s-a pus de acord între timp cu autoritățile locale, dar un lucru e foarte clar. Nu se merge înainte foarte atent. No, din câte, dacă stadiul valoric... din teren, că până la urmă celălalt am înțeles stadiul valoric raportat a fost luat de pe facturi, deci bănuiesc că este real. N-am verificat eu documentele, dar 43% cred că a fost real la nivelul lunii mai. Și acest proiect are probleme de decontare a lucrărilor. Se pare că șansele sunt mai mari de a fi decontate lucrările prin fazare, prin amânare a termenelor de plate și a folosirii unor fonduri care nu au fost folosite la alte proiecte. Da, se mai folosesc fonduri europene, vă întreb eu, în cadrul acestui proiect, având în vedere că s-a depășit termenul de 31 decembrie 2015, sau se va plăti tot din fondurile Consiliului Județean? De analiză și eu cred că șansele sunt destul de mari, ca în mare măsură fondurile să vină totuși de la Uniunea Europeană. Dacă nu, sigur, aici deja intră să folosim acel credit de 116 milioane, care la 31 a 5 nu a fost folosit niciun leu pentru acest proiect. El trebuie normal, proiectul terminându-se în 31 decembrie 2015, scriptic, 2016, a. nu, 2015, bine Așa zic, este. În 2016 n-ar mai fi trebuit să existe problema asta la Consiliul Județean. Suntem singurul județ, din câte cunosc, sunt multe județe în situația aceasta, Ministerul Fondurilor Europene cunoaște situația, a lansat și un ghid de finanțare, a fost publicat în 19-a 4-a, sunt câteva întârzieri, așa cum se întâmplă în România, dar eu personal, din câte cunoști, din câte m-am documentat, există mari șanse ca fondurile în mare măsură să vină totuși de la Uniunea Europeană. Domnule Beuca, ce știi despre acest subiect? Eu, domnul Mișulec Beuca, a povestit mai înainte. Vreau să spun că eu vreau să-i spun la domnul Beu că după informațiile mele din acel credit deja s-au extras 20 de milioane. Din creditul de Consiliului Județean? Da, de 100 de milioane s-au extras și s-au plătit 20 de milioane, deci mai sunt 80 de milioane. Eu, deși deci vreau să ne spuneți că nu mai e plătit din fonduri europene, ci din creditul de la Consiliul Județean. S-au extras deja 20 de milioane.
Vreau să spun, deși sunt pentru la guvernare... Pentru managementul integrat al deșeurilor? Da, de, din ziceți că suntem la guvernare, eu sunt destul de sceptic că se va termina exact, dar indiferent de ce consecințe și când se va termina, să știți că, că va fi destul de dureros, într-o parte pentru noi, cei din Maramureșul istoric, pentru că costul va fi foarte greu de suportat de cetățeni pentru a transporta gunoiul din Maramureșul istoric, respectiv din Borșa până în Fărcașa. Deci asta, toți cetățenii vor plăti conform unor taxe locale sau, să zic, cum e vitalul. Și v-ați gândit la ceva soluții ca și consilier județean? Păi, vedem dacă legea ne va permite să putem subvenționa acel cost. Vom da, dacă nu, legea nu ne va permite, atunci cetățenii prin consiliile locale vor stabili acea taxă, pentru că proiectul era, după cum bine știți, inițial să se facă două acele grupi, să zic, unul în partea de nord, unul în partea de sud. Dar știți cum e, probabil că foști conducători a județului și toată societatea asta civilă, toți oamenii de bine din Maramureș nu s-au implicat în a realiza acele două obiective importante, una dintre cele mai importante, pentru că România a semnat un achiu comunitar pe mediu, care să fie făcut. Unul, să zic, la Fărcașa și unul, dau un exemplu, Bărsana, Petrova. Nu, nu mai are rost să discutăm despre povești de genul ăsta, fiindcă proiectul merge mai departe. Merge mai departe, da. Da, eu vă întreb, sunteți foarte sigur că deja s-au plătit bani din credit pentru... După cât informația am de către directorul economic, da. Deci... Eu am întrebat personal, au zis că s-au extras, că am întrebat... Există aprobare, există vot. Mai pot aștepta bani europeni? Nu contează că dacă s-au accesat bani din credit, ei pot fi înapoiați. Există mecanisme financiare de reglare a sumelor. Sigur, există hotărâri pe care noi am aprobat sume pentru depozite ecologice, pentru că am prevăzut că pot exista probleme. Este un proiect care trebuie să meargă înainte, este vorba de 195 de milioane de lei, deci imaginați-vă, este o cerință a Uniunii Europene. Bine, zice colegul Nicolae, sigur că ne putem gândi la subvenții, dar proiectul trebuie finalizat cu orice preț. Nu mai putem da înapoi, nu mai putem face două proiecte, nu mai putem renunța la el. Doamne ferește, să avem probleme de ordin juridic, să împiedice lucrările, pentru că există și un litigiu cu cetățenii de acolo. Acum hai să zicem, poate că nu cetățenii, este latura asta ecologistă. Eu sunt silvicultor de meserie, dar activismul ăsta ecologist câteodată exagerează. Deci societatea evoluează și nu poți să... Ei până la urmă spun că nu poți face nimic. Așa ceva nu se poate, pentru că și ecologiștii trăiesc tot în civilizație, au mașini, lucrează în fabrici și trebuie să înțeleagă că acest lucru trebuie să meargă înainte. Deci eu cred că acolo este mai mult un activism din ăsta de tip ecologist exagerat și sper să n-avem probleme de ordin juridic în ceea ce privește continuarea acestui proiect. Bun, dar de ce până la urmă s-a forțat închiderea rampelor de gunoi, chiar și parțial, în condițiile în care încă această rampă ecologică nu este gata? Există mai multe faze, există lucrări, proiecte separate, chiar licitații separate în cadrul acestui proiect mare. Și s-a încercat împingerea, sigur că nu neapărat logică, a câte unei porțiuni din proiect, astfel încât să se termine măcar o parte și cât mai mult posibil în termenul ca să poată fi decontat, așa s-a gândit la 31-12, 30-6. Deci unele lucrări sunt mai avansate decât altele. Da, domnule Mișule, că în condițiile în care, iată, dacă e să citim ce spune presa, că din 2016 taxa pe groapa de gunoi va fi de 80 de lei pe tonă, clar va crește și prețul pe metru cub de deșeu menajer colectat de la cetățean. Ce le veți spune dumneavoastră ca și consilier județean cetățenilor în momentul în care vor avea o factură consistentă și pentru gunoi, pe lângă apă și gaz și celelalte? Deci, așa cum am spus, sunt la primul mandat, dar voi încerca. Voi încerca să le spun și voi încerca în Consiliul Județean să subvenționăm diferența, pentru că colegii și foști colegi de tărăgânare a acestui obiectiv au fost foștii colegi care nu s-au implicat. Și nu numai ei. Toată societatea și inclusiv toți oamenii de răspundere din Maramureș, că chestia asta trebuia terminată foarte de mult, pentru că acest proiect, parcă din 2004, a început să se dezbată.
Problema este că va fi o lovitură destul de grea, atât cum este vitală cu taxa asta pe monopol și pe apă, în care noi suntem, inclusiv sighetenii, înconjurați de apă, de Iza și de Tisa și de munți cu izvoare și plătim apă foarte scump. Chiar lumea este nemulțumită și a doua lovitură va fi pentru maramureșeni și nu vreau să-i supăr, va fi această solubilizare care tot ei o vor plăti vrând nevrând dacă nu găsim o metodă de a subvenționa această taxă. Pentru că mă gândesc de un eșec ca să purtăm gunoiul până la Cluj sau până la Bistrița, nu domnul meu, că dacă nu se termină. Dați seama ce va fi. Pentru că dacă nu se termină groapa, unde duci gunoiul? Duci la vecini și atunci costul va fi nu 80, va fi poate 160. Și lucrurile nu sunt simple, dar noi politicienii dăm speranțe la oameni, povestim, dar nu spunem exact. Și de-aia rolul meu în Consiliul Județean, și chiar o să vă rog, să mă invitați, că eu voi spune că eu nu am ce pierde de afară de dat din partid. Sper să nu mă dea nimeni. Și eu am să spun exact ceea ce gândesc și exact ceea ce aflu din surse. Pentru că eu n-am ce minți, am primit niște voturi, trebuie să spun adevărul. Eu fac politică pentru cei care m-au trimis. Adevărul este că până la urmă se va scumpi, da, acest serviciu. Sigur, se va scumpi și va fi destul de trist. De ce să spunem că nu? Știi că tot timpul noi politicienii tot spunem că nu, că nu, că nu, că nu. Trebuie odată și spus, asta va fi. Asta, da, în condițiile acestea, la alegerile parlamentare, ce o să le spuneți? Celor care v-au ales la alegerile locale. O să le spun. O să mergeți să le cereți, da, votul, sigur, și în toamnă. O să le spun și o să fac campanie electorală și chiar aștept să fac, pentru că fac politică, o să le spun adevărul. Nu o să le mai mint. O să trebuie să trimitem în Parlamentul României niște oameni responsabili, niște oameni care iubesc oamenii în primul rând și iubesc țara. Asta înseamnă că până acum au fost trimis irresponsabili, dacă e să o luăm așa? Eu acum nu pot să spun că au fost irresponsabili. Probabil că o parte a fost responsabilă pentru ei și pentru a-și rezolva problemele de pensii speciale și de alte chestii. Se vede. Ei, probabil că eu nu o să mai pun ștampila pe unul care votează o pensie specială să aibă la bătrânețe, pentru că e parlamentar. După ce ajung acolo și fac pensiile, da, domnule, păi, ați observat și știți cum e. Am pus pe lângă ei, dar aș mai pun și la primar și la viceprimar. Deci, probabil că nu știu. Trebuie toți creștinii să ne... Nu să se supărați că n-au pus și la consilierii locali și județeni, nu? Nu. Deci ar fi chiar. Păi, vicepreședinte Consiliului Județean au pus. Nu? Care? Pensie specială, numai că nu a trecut. Aș vrea să vorbim puțin și de infrastructura județului Maramureș. Nu să sunteți mulțumit de aia, domnule Beuca? Nu sunt mulțumit. Dar inițial, dacă îmi permiteți să-i răspund domnul Nicolae referitor la atacurile politice de catifea, să zicem așa. Nimeni nu cred că a fost de rea credință și n-a dorit răul Maramureșului. De la Liberal nu s-au zis că nu le stă în caracter să dea vina că PSD-ul în coaliție cu PNCCD-ul a scumpit prețul gunoiului. Nu stă în caracterul nostru. Relativ la pensii speciale, cred că ați fost la curent, la recenta Liga Aleșilor Locali s-a dat o rezoluție prin care PNL-ul a spus răspicat și deschis ajungând la guvernare, va anula pensiile speciale pentru parlamentari. S-au opus în Parlament atât că s-a putut. N-a fost de acord nici cu pensiile pentru aleșii locali. Țineți minte foarte bine, chiar domnul Ovidiu Nemeș, primarul nostru, de aici, a fost printre primii care a spus că nu are nevoie de o asemenea pensie. Deci cred că lucrurile sunt clare în această materie și referitor la criteriul de integritate, ca să termin, chiar dacă s-a spus că am pierdut foarte mult în această campanie din cauza faptului că am îndepărtat anumiți oameni, ne-am văzut de drum și le-am respectat. Referitor la infrastructură, sigur că nu suntem mulțumiți și aici nu există partid sau pe cine să dai vina. Maramureș în continuare îl simt izolat din acest punct de vedere. S-au mișcat puțin lucrurile acum, din câte am înțeles, au început lucrurile și pe porțiunea de Moisei Iacobeni. Porțiunea de Sighet, Baia Sprie, va fi finalizată până la nivelul de turnare ultimului strat. Încet, încet se mișcă lucrul, dar sigur că nu sunt mulțumit. La fel și la drumurile județene și vechea mea poveste, drumul județean, care mă interesează așa de mult, dar acolo lucrurile evoluează logic.
se execută lucrări de canalizare în comuna Ruscoa, sunt foarte avansate. Lucrările de canalizare în Repedea și în Poienile Sumunte vor începe cât de curând, urmează licitația și sigur, în mod logic, după 25 de ani vom moderniza drumul după ce conductele de canal și de apă vor fi puse în operă, nu cum se făcea, turnai asfaltul și erai nevoit să-l spargi. Înțelegem acest lucru că până atunci, până când nu se face canalizarea, până când nu se introduce apa și sunt probleme și pe drumul de Valea Izei. Sunt anumite comune care, din câte cunosc, nu au nici măcar proiect pentru canal. Cum poți să modernizezi drumul și după câțiva ani să începi să-l spargi? Sunt probleme destul de mari. Da, ați discutat subiectul acesta în plenul Consiliului Județean privitor la drumurile județene? Inițial la faza de organizare referitor la trimiterea în Consiliul de Administrație. Am și respins un proiect pentru că n-au venit cu ceea ce vor să facă în Consiliul de Administrație, chiar la ședința recentă, și la proxima ședință vor veni cu un program, un proiect, dar sigur nu ne putem aștepta la lucruri foarte mari în materie de drumuri județene, în celor 900 de kilometri de drumuri. Proiectele mari vor veni puțin mai târziu prin Agenția de Dezvoltare de Nord-Vest. Sunt 107 km cuprinși în strategia de dezvoltare. Și, dar vă spun că va trebui puțină răbdare să se execute lucrările de canalizare, de apă, canal și lucrările să deruleze în mod logic. Domnule Mișulec. Și sigur le vom accelera dacă vom avea guvernul liberal, ca să avem și pârghile necesare. Da, eu ce să zic, și eu stau pe un drum județean care leagă de drumul național 185, care este destul de distrus, dar se poate circula. Sperăm că cu ajutorul și domnului Beucă și ajutorul meu să putem întreține și să putem circula normal, să facem marcajele cele, să încercăm să mai facem pe lângă drumurile județene și chiar am avut în plenul județului să încercăm să facem acele parcări pe lângă aceste drumuri județene, cum este drumul spre Baia Sprie, Bărsană, Cavnic, să facem acele parcări și chiar dacă am face niște toalete pe lângă drumurile astea județene, pentru că acolo în zona Cavnicului, pentru că se circulă, vin foarte mulți turiști în județul nostru și de ce să nu aibă un refugiu pe drumurile județene unde ne aparțin nouă, de a avea acele parcări, de a avea câteva măsuțe, câteva băncuțe, pentru ca să se recreeze, ca să observe peisajul ăsta nostru și o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Noi în Consiliul Județean o să încercăm să facem aceste obiective. Eu cred că voi cere și dacă, cu permisiunea executivului, să ne prezintă cei de la drumuri județene, că intră sub direcția noastră, să ne prezintă anual ceea ce fac, exact ceea ce fac, că eu consider că și la drumuri județene banii sunt risipiți și nu se face exact ce trebuie. Sunt mult pe lângă drumurile județene, pe margini, copacii deja cresc aproape de mijlocul drumului și nu sunt tăiați. Și deși sunt utilaje, dar probabil că au alte activitate acum sau eu știu ce, sunt oameni în concediu, dar ar trebui defișat pentru că se pot întâmpla multe accidente chiar pe drumul nostru spre Valea Vișeului. Nu s-a tăiat copacii mai deloc anul ăsta și lucrurile sunt destul de complicate și mai ales discutăm și vom discuta de finanțe și de bani. Da, aici ajungem, privind, uitați, aveți un proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetară. Ați analizat exact acțiunile acestea? Cum ați ajuns la, să spunem, concluzia că ar trebui finanțate aceste acțiuni sau aceste primării în baza respectivului proiect de hotărâre? Eu, în calitate, vă spun, domnul Stanislav, în calitate de membru în Învățământ, Cultură, Culte, sincer să fiu, eu nu sunt prea mulțumit și am să spun poate chiar în plen, ca eu din banii Consiliului Județean să dau bani pentru fii, nu știu, a cui comune. Dau un exemplu, da? Deci dacă comuna respectivă vrea să facă evenimente de fii satului, păi să-și facă din banii lor,
Nu eu din banii județului să aloc bani pentru aceste evenimente. Eu da, cred ați că... votat, de exemplu, pentru da. Primăria Rozavlea, sprijin financiar da. Pentru reconstrucția bisericii din șesul mănăstirii, distrusă de incendiu, 50.000 de lei. Da, acolo a fost un eveniment tragic, un eveniment de urgentă, care oamenii erau disperați și am susținut. Noi sperăm că în Comisia de Cultură vom analiza ca pe bugetul anul viitor să nu mai risipim banii pe biserici, domnul Sanislu, să nu mai risipim banii pentru că dau de acasă. Sunt membru acolo în comisie. Păi vin biserici. Dar spuneți-mi, când ați aprobat 10.000 de lei pentru Societatea Maramureșană de Onomastică și Dialectologie, sprijin financiar pentru organizarea celui de al 21-lea Congres Internațional al Atlasului Lingvistic Romanic, la ce ați avut la bază? La ce v-ați gândit, de exemplu? Păi, ce să gândim? Ce să gândim? Eu să dea Dumnezeu să aduceți dumneavoastră niște, în Consiliul Județean și să vedeți eu ca un nou, din astea foarte nou ridic mâna interesant. Pentru că rămân surprins. Banii se risipesc pe scurt. De asta trebuie sprijinit cultura, evenimente culturale a Maramureșului trebuie sprijinit de financiar, dar nu așa. Trebuie pe zonă. Dom'le, noi avem niște obiective culturale. Avem Săpânța, cimitirul de la... Acum sunteți în coaliția asta pentru Baia Mare, cu PNCCD-ul da, și cu ceilalți. Nu vă întreb de ce ați dat 45.000 de lei pentru Fundația Baia Mare 2021, sprijin financiar pentru organizarea ediției a 11-a workshop-ului de film documentar Aristoteles. Că da, era interesul partidului, înțeleg aici, dar credeți că nu sunt suficient de mulți bani în Fundația Baia Mare 2021 problema de la este, Baia Mare, de la municipiul Baia Mare, problema, mai trebuie să dea și județul problema este că acest de eveniment și dacă va fi realizat obiectivul important, da, nu se va beneficia. Baia Mare, domnule Beucaș, da, să stați aici da, în Maramureșul da, istoric. Da, dar dacă va fi evenimentul și Baia Mare va fi capitala culturală europeană, pentru numai Baia Mare va beneficia tot Maramureșul. Să-l provoc și pe domnul Beoca, de-aia deci, v-am spus. Deci va beneficia tot Maramureșul și aici, și aici nu e o problemă. Problema este să, să fie utilizat cu chipzuință domnule de Mișule, către la fundația. Ce v-ați gândit când s-au aprobat banii ăștia? Adică ce ați avut la bază? Că sunteți în comisia da, respectivă. Comisia. Am avut la bază că acel eveniment va fi metizat pe plan național, poate chiar și european. Vor fi prezenți oameni care vizionează acele film, că pentru că știți cum e, proiectele vin și nici nu ai tare timp să le studiezi și e amănunțite și votez pentru că... V-am spus doar câteva dintre ele, nu spun despre celelalte pentru că unele sunt chiar, să spunem, necesar de finanțat și de sprijinit financiar, cum ar fi, de exemplu, cele ale ONG-urilor gen ASOC sau altceva, dar vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Beuca, la ce v-ați gândit când ați votat asta? 10.000 de lei, poate că nu e o sumă mare pentru unii, dar pentru alții poate să fie mult. Sprijin financiar pentru organizarea celui de-al 21-lea congres, adică nu era prima, dar nu e prima oară ca să zici, domnule, n-au bani, că prima oară, la început, e mai greu să spunem. Al 21-lea congres internațional al Atlasului Lingvistic Romanic. Am înțeles. În primul rând i-aș sugera colegului Nicolae să realizeze totuși că este la putere. Din ce am observat, a spus că am oarecare experiență, și, dar nu numai dânsul. Deci se pare că numai domnul Zete realizează că este la putere, ceilalți se cred ori în campanie, ori încă nu le vine să creadă că sunt la putere. Aceste proiecte vin din executiv. Domnul Nicolae de bună credință încearcă să ridice probleme în plen, colateral. Ele se decid la partid, ce să mai vorbim, că așa se întâmplă. Trebuie să fiți prezenți acolo. Nouă ni se prezintă la ședință proiecte de hotărâre ale executivului actual. Sigur că noi ne uităm la ele și de ce să ascundem? Bun, oricum în acea comisie cred că se întreabă sau se dezbate sau se discută. Dom'le, dăm și noi pentru bani, pentru sprijin financiar, pentru organizarea evenimentului tabără de pictură pentru persoane cu dizabilități. Așa este. De multe ori adică mergem pe mâna comisiei. Nu avem ce să discutăm. Dar în momentul în care îți intră în comisie un astfel de congres, păi mai facem un congres al, nu știu, vorbirii corecte în limba română, dacă se poate, fără accent aici, ucrainean, domnule. Dau perfect dreptate. Ca să fiu sincer și dau dreptate, domnule Nicolae, nu am ce pierde și trebuie să spun deschis.
Există multă risipă la nivelul Consiliului Județean. Dar recunosc că în momentul singur... În acolo, domnule Mișulec, bănuiesc că în comisie vi se lămuresc lucrurile acestea. Adică vi se spune de ce trebuie dați bani pentru un congres de... Nu mă mir că la început de mandat și eu m-am mirat când citeam anumite sume. Romani. Dar vă rog să mă credeți că de unul singur nu pot face o revoluție și i-aș sugera să încerce dânsul cu prietenii lui să facă o revoluție bugetară în Consiliul Județean. Nu știu dacă e clar că există sprijin financiar pentru mai multe, să spunem, comune și primării din județ. Sigur, au și majoritatea, pot să voteze orice evenimente proiect. Evenimente culturale. E logic până la urmă să se întâmple lucrul acesta, da. Dar în același timp să nu uităm că aveți... lucrări la aeroport, pe de o parte, și pe cealaltă parte plătiți dintr-un credit managementul așa integrat este. Al deșeurilor. Noi avem 9 voturi din 35. Sigur că putem pentru statistică să votăm împotrivă un proiect de asemenea natură. Da, că ni să vă abțineți, da? Așa este. De multe ori, sigur, și noi încercăm, ca fiind atât de puțin, să introducem și un proiect de-al nostru, un proiect important. Și există și înțelegeri de ce să ascundem. Înțelegeri între, sigur, ne votați proiectul și mai mărim pentru o comunitate pe care am avut de gând să o penalizăm pentru că nu-i PSD-istă. Există și înțelegeri de acest mod. Fiecare încearcă să atragă fonduri pentru comunitatea pe care crede că o reprezintă mai bine. Repet, există multă risipă, recunosc. Există multă risipă. De unii Mișulec, singuri... pentru tinerii greco-catolici se aprobă ceva, că aici ați aprobat pentru tinerii ortodoxi ai Catedralei Episcopale a Maramureșene, sprijin financiar 15.000 de lei. Au existat solicitări? Logic, dacă vine o solicitare și probabil din partea da. Oricărui dacă exista cult, solicitare, nu ar fi aprobat. Ar fi, trebuie aprobat. Cine e președintele da. Comisiei? Președintele comisiei este domnul consilier coleg Varga Cornel, de la Mișcarea Populară. Da, dânsul are în CV o activitate culturală intensă, sau cum s-au ales președinții comisiei? Acum ce să zic, aici să vină reprezentanții partidelor care Nicolae, iau comisii... strict politic. Strict politic. Pentru vă că întreb și lucrul eu, ăsta pentru că eu... știu povestea, probabil mulți dintre telespectatorii noștri o știu, și mă întreb, domnul Todor Ardelean, ce fel sigur, de somitate culturală așa. Este în comparație cu președintele comisiei acestea de... cultură și alte activități la care sunt deșurile. Da, este drept Mișulec. Să ziceți, faceți diferență, dar totul merge politic. Știți cum e, totul merge politic și eu atât am rămas în Comisia Cultură pentru că la ultimele dezbateri sau la ultimele negocieri, că iar le dau de acasă și pe mine mai agora dinainte, că v-am spus, eu n-am nimic de pierdut, vroiau eliminarea mea și am sărit și am zis, măi, stai, că și eu reprezint pe 33.000 de ucraineni din Maramureș, să zic, da? Dar n-ați votat nimic pentru sprijin și financiar pentru dânsii. Mă rog, să vină cu ceva proiecte, pentru că și ei 7% din populația Maramureșului sunt etnici ucraineni. Și să vină și ei cu un proiect cultural de avangură și o să zic, măi, domnule, dați și la ucraineni ceva. Dar de ce n-ați cerut să fiți în comisia asta a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Maramureș, domnule Mișulec? Păi de ce? Pentru că acolo se iau indemnizații destul de bune de 300 de lei de ședință și de ce să meargă ucraineanul acolo? N-a picat pe algoritm, da. Domnul Nicolae. Păi de ce să meargă Mișulec acolo? Mișulec are bani destui. De ce? Deci trebuie corect spus. Cum explicați faptul că există, totuși după voturile respective, există doi de la UDMR care sunt în... a top, ca așa îi spune, la comisia asta unde se dă bani. Cred că e singura comisie în care consilierii județeni iau bani și e înghesuială mare de tot acolo. Nu știu cum am reușit, dar eu nu sunt nici într-o comisie, nici într-un consiliu de administrare, absolut nicăieri, nici în mandatul trecut, nici în ăsta. N-am fost agreat, dar nu-mi pare rău. Doamna Bendica Gendi, domnul Cheudan Ioan. Dă-mi președintele, da. Căcăneș din Mihai, consilier județean, ce vă spunem? Doru Lazar, asta e de la PNL, da, domnul consilier județean. Moldovan George Dumitru, consilier județean. Muntean Emil, consilier județean. Acolo era locul. Păi, probabil că dacă maramureșenii mă ar vota mai peste 4 ani și dacă voi fi pământean, cine știe, poate o fac și eu. Mă întreb și aici, ce-i califică pe unii dintre ei? Că, nu știu, doamna Bendica Gendica nu știu să fi făcut nici armata, nici să fi avut tarengență. O fi fost în vechiul mandat, nu? Și are deja experiență și atunci trebuie să mai rămână. Este și președinta Comisiei Juridice la care eu sunt secretar. Am înțeles. Domnul Căgeneș din Mihai Ștefan? Inginer. Este inginer. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
Da, chiar dacă s-ar supăra, aș vota în plen să nu primească nicio indemnizație acești colegi. Dar de ce nu se scoate indemnizația asta de la top? Nu înțeleg. Și aș ca să nu se mai înghesuie Consiliul Județean pe colegul să fie Nicolae, în comisia asta. Să schimbe poziția cu privire la banii la biserie. Sunt bănuți puțini care se dau la aproape toate bisericile din Maramureș. Și sunt folositori acelor comunități. Pentru că ați afirmat că ați anulat acele fonduri. Sunt 10 miliarde împărțite la toate bisericile din Maramureș, din toate culte, nu este mult și ele trebuie menținute. Da, dar o decizie pe un an de zile în față... Hai să începem cu atopul. Deci nu, o decizie, domnul Beuca, o decizie pe un an de zile pentru a da bani pe credit sau pe a da, eu nu cred că cultele n-ar înțelege. Pe lângă că le dăm salariile... Trebuie să umblăm la proiectele deci sofisticate spus, citite deci eu nu de domnul spun că nu. Paul... Deci să nu mai risipim bani. Să nu mai risipim bani și să dăm creditul ăla. Domnule Mișule, că atâta vreme cât dați bani pentru un congres care nici eu personal, cu toată ignoranța și îmi cer scuze pentru asta, nu știu la ce se referă și ce-o fi la congresul respectiv, poate dacă tot m-a urmărit dâns și o să mă invite ca să mă lămuresc și eu, să știu când se ține și unde va fi. Dar eu cred că nici 90% dintre consilieri județeni n-au știut pentru cine să dau acești bani. Acum bănuiesc că totuși este o treabă serioasă, dar probabil că ca și prioritate nu era prioritară. Bănuiesc, nu cred că sunt bani aruncați. Suntem pe final, chiar ieșim din timpul alocat în 30 de secunde. În opinia dumneavoastră, ce măsuri ar trebui luate urgent pentru ca să nu existe un colaps în aceste două proiecte? Aeroportul Baia Mare, nu-i spun internațional, că deocamdată nu zboară nimic internațional de acolo, și managementul integrat al deșeurilor. Deci, în primul rând, un lobby concertat al tuturor factorilor de răspundere, parlamentari, prefect, conducere de Consiliul Județean, demersuri absolut legale la Guvernul României, la Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca aceste fonduri totuși să vină de acolo. Dacă cine nu... ar trebui să-l facă? Am spus, a spus prefect, a sigur, spus și parlamentari, prefect și conducerea Consiliului Județean. Care parlamentar? Că nu i-am văzut. Acum o să vină din nou să ne spună ce activitate au, că vine campania în electorală. În limita legii și fără să fiu, să pledez pro domo, domnul președinte Dolha face așa ceva în limita legii, atât cât poate să facă un parlamentar în limita prevederilor legale pentru a nu fi catalogat trafic de influență. Din câte cunosc, face acest lucru. Domnul prefect, din câte cunosc, este legat de Maramureș și este interesat. Deci e tehnocrat, până la urmă, nici nu știu ce putem să așteptăm de la dânsul. Domnule Mișulec? Și speranța, v-am spus, că vom câștiga alegerile și avem altă intrare la conducerea generală. Acolo mai e cale lungă, cel puțin 3 luni de zile. Eu am speranță în noua conducere și actuala conducere a Consiliului Județean că se vor implica și, în mod special, pe cei tineri și care sunt în Consiliul Județean. Toți trei sunt tineri. Și sunt tineri și Lucian Moran, și Doru Dăncu și Gabriel Zetea. Dar nu e niciunul la guvernare. Relațiile sunt și avem și noi reprezentanți pe București foarte buni și trebuie să apelăm la ei, inclusiv, așa cum ziceți, la parlamentar, domnul Beuca, ca să nu ne facem de rușine de atâtea ori Maramureșul să fie exact codașul la fonduri europene, Maramureșul să fie codaș și la politică și la înțelegerile astea, să ne dezbrăcăm și să facem aceste obiective și data viitoare să ne invitați să spunem și lucrurile bune despre Consiliul Județean, că avem un spital județean performant. Aici trebuie să spunem și lucrurile bune că face Consiliul Județean, dacă nu știți, este unul dintre cele mai puternice și de top spitale de stat din țară. Spitalul Județean Maramureș. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Maramureșul Azi. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu programele TV Sighet, o seară frumoasă în continuare. La revedere!